și Popescu o să vorbească probabil un pic mai încet și o să mai vorbească și Bogdan, care vorbește tare și cântă. Nu cântă. Lume. Să îi îngurosi puțin. Ca sigur că am. Infirment, o ceva pastilă pentru obezitate.
ce părere ai povestea? E altfel. Pare cunoscut, asta e ciudat. E mai altfel. Este obișnuit cu, na, Voroneț, Budna, asta din Bucovina, da. Unde sunt eu. Da. Îți dai seama că am alte standarde. Asta, asta nici nu e albastră. În Brașov nu aveți biserici? Avem, dar de lemn. Și-s negre la ei, dar la voi albastră. Da, e catolică, nu? Biserică, da. Agenda. Sau chiar luteran. Nu fac anul. Da, luteran e aia. E pe strada luteran. De unde ești numele? Eu am coșmar, eu încă am coșmarul cu băiețelul ăla. Vă spunem care are mai multe liniuțe la motorină. Fiecare cu mine. Postura pistilul. Ce a fost? Ce este? Că filmezi, atât tot. Da. Ce părere de măduva asta? Este cea mai mare măduvă pe care am văzut-o și e fiind de șurcă. Popescu, ce servești azi la desert? Tartine cu brânză și smântână. Am zis smântână? Nu, cu brânză și tartine de pată. Este Și prima baba a zis, decât să dea în cap la oameni, și a zis, astea sunt variantele? De... Astea sunt cele două variante de profesie? Oameni dragi, asta a fost pe carmonițarea asta, vă mulțumim foarte mult ca mine să ne vedeți. Am fost pentru voi Bogdan, Cristi Popescu, iată o seara. O seară frumoasă, baba! We'll be right back.
fiecare seară și atât ne-a trebuit să auzim, acum spălând când puteam boschetar. Deci chiar că nu se ne-a fapt limba vorbită. La limba dată se descurcă fiecare cumva. Teoria mea e în felul următor.